Bună ziua, bine v-am găsit. Vă mulțumesc atât dumneavoastră, celor care ați venit astăzi ca vorbitori la evenimentul nostru, cât și voi, cei care asistați atât pe Zoom. Suntem în acest moment 24 de participanți, cât și celor aflați pe Facebook. Și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că ne-ați stat aproape de-a lungul celor 7 ediții anterioare ale Bucharest Science Festival. Iată, am ajuns la 8-a ediție. Este o ediție atipică. Nu ne-am dorit niciodată să nu putem să ne întâlnim face-to-face cu pasionații de știință, dar asta este situația și ne adaptăm. Este o ediție atipică, o ediție strict online. Încercăm totuși să ajungem la cât mai mulți pasionați de știință și difuzăm dezbaterile atât pe Facebook cât și pe YouTube și, bineînțeles, atunci când se petrec pe Zoom. Astăzi vom discuta despre una dintre dezbaterile cele mai fierbinți din societate, nu doar de la noi din societate, ci și peste tot în lume. Cum este cu măștile, cu purtatul măștilor? Unii oameni sunt adepți înflăcărați ai purtatului măștilor, ceilalți se opun tot atât de vehement. De ce? Vom discuta astăzi cu, iată, 5 specialiști în sociologie, în comunicare, despre această problemă. Eu am să-i dau conducerea Andradei, Andradei Fișcutean, pentru discuția care va continua în următoarea oră, oră și jumătate. Dar vreau să îi prezint până atunci pe participanți în ordinea în care îi văd aici pe ecran. Eu cel puțin după Andrada îl văd pe Mihai, pe Mihai Ghiduc. Așa s-a întâmplat să ne afișeze Zoom-ul. Mihai Ghiduc este redactor șef la Minecraft Stories. Poate ați avut ocazia să citiți articolele de pe această platformă foarte bună de știri de știință. Apoi îl avem pe Emilian Mihailov, care este directorul executiv al Centrului de Cercetare în Etică Aplicată. Domnul a ridicat mâna, să-i facem hai. Urmează Cosima Ruginiș, profesoară la Departamentul de Sociologie al Universității din București și conducătoarea școlii doctorale de sociologie a acestei universități. Last but not least, Radu Ușcai, care predă filozofie și etică în afaceri la ASE. Dar nu o văd, ba da, o văd acum. Iată că s-a ascunsese. Sorina Vasile, avem și un medic printre noi, medic rezident pe boli infecțioase și care urmează un program doctoral care se ocupă, printre altele, inclusiv de cum apare și cum se propagă în societate, paradoxal pentru noi, neîncrederea în știință. Vreau să vă mai spun că puteți să puneți întrebări atât pe Zoom. Există un chat. Dacă vă uitați în partea de jos a aplicației, există un chat. Puteți să puneți întrebări acolo. Le vedem și în partea a doua a dezbaterii vom încerca să răspundem la ele. S-ar putea chiar să putem să-i facem, să-i upgradăm pe cei care pun întrebări la rangul de panelist și să poată să-și exprime singuri întrebarea. Trebuie să mai testez să văd cum funcționează această facilitate. Dacă nu va funcționa, o să fac eu pe vocea voastră și o să adresez paneliștilor întrebările. De asemenea, voi fi vigilent să văd întrebările care apar pe Facebook și de asemenea le voi transmite
paneliștilor. Încă o dată eu vă mulțumesc, vă mai aștept și de la 7 la un nou eveniment, tot online, bineînțeles, pe Zoom. De la 7 vom discuta despre astronomie cu Mirel Bârlan, un astronom român foarte bine cunoscut, care lucrează la observatorul din Paris. Dar până atunci să vedem cum este cu măștile. Poate vedeți pe față urmele de la mască, că până acum, până când am intrat aici în studio, am purtat o astfel de mască. Andrada, ai cuvântul. Bună, Toma, mulțumesc și vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunt alături cu noi acum. Aș vrea să încep prin a o întreba pe Sorina, pentru că ea e singurul medic din echipa momentului și știu că vine chiar după o gardă. Care i s-au părut cele mai interesante lucruri pe care le-a descoperit în perioada asta? Ce a fost cel mai fascinant pentru ea, fiind medic într-un moment atât de puternic din istoria medicinei și a societății până la urmă? Cu mare interes, dacă vrea să te și auzim așa perfect. Gata. Bună seara deja, mă bucur mult să fiu alături de voi, mulțumesc de invitație. Cred că cel mai interesant a fost faptul că întreaga pandemie a fost o experiență de învățare pentru noi toți. Eu sunt medic rezident în primul rând și poate pentru mine e absolut normal să fie o perioadă de învățare, dar a fost una la fel de intensă și pentru medici specialiști și pentru medici primari. Și la început niciunul dintre noi foarte bine, nici măcar simptomele acestei infecții, rata de mortalitate, nu puteam intui neapărat factorii de risc, care pacienți se vor agrava și așa mai departe. Aveam niște informații de la cercetătorii și medicii chinezi, dar multe dintre lucrurile pe care noi le observam erau diferite. Și unul dintre exemplele evidente pe care probabil că toți le cunoașteți este pierderea gustului și mirosului, anosmia și ageuzia, pe care chinezii nu l-au raportat inițial. Și atunci, în timp real, medicii specialiști cu care eu lucram începuseră să-și dea seama că astea două sunt simptome foarte specifice și chiar înainte ca informațiile acestea să fie publicate în revistele de specialitate. Și cred că a mai fost impresionant faptul că a fost întreaga comunitate medicală a fost foarte solidară în perioada asta. Medicii români plecați în străinătate au făcut grupuri de Facebook în care au împărtășit în timp real cazurile clinice pe care ele gestionau, propriile observații. A fost așa o experiență de învățare pentru toată lumea. Și cred așa una peste alta că mai avem foarte multe de învățat și suntem cumva la începutul procesului de a înțelege exact poala asta și într-un fel mă simt foarte norocoasă, în altfel îmi pare rău că nu puteam să ne întâlnim față în față, că nu putem să reluăm viața noastră de dinainte. Aș fi curioasă dacă poți să ne spui și cum crezi că s-a văzut toată perioada asta de la nivelul pacientului, prin unghiul lui. Cred pacienții tăi în coronavirus sau li se pare că ar fi o boală imaginară? Și, până la urmă, de ce ne punem problema de a crede în coronavirus? Cred că la început noi aflasem de coronavirus într-un fel foarte îndepărtat, de la televizor, din alte țări. Oamenii nu văzuseră cu ochii lor un pacient bolnav. Și atunci când se îmbolnăveau, de fapt nu aveau la început, cel puțin cine știe ce simptome. Și mulți dintre pacienți nici nu au avut simptome, cei tineri, foarte, foarte grave. Și, repet, nu de la început, agravarea are loc în ziua 7-10. Și atunci
le era greu să creadă în ziua în care erau internați sau oricum când erau diagnosticați, când ieșeau pozitiv la test, că virusul ăsta chiar există și ei se simt atât de bine. Doar că pe măsură ce trecea timpul și era în spital, cred, adică dintre colegii lor de salon, cel puțin unul se agrava. Și atunci toți începeau deja să creadă că virusul ăsta poate fi uneori mortal, că poți avea nevoie de oxigen, că poți simți că te sufoci și așa mai departe. Cred că, din nou, din prisma pacientului a fost foarte diferit, că mulți dintre ei nu au fost niciodată într-un spital, cel puțin inițial, când pacienții erau foarte tineri și a fost prima lor legătură cu spitalul. Pentru mulți dintre ei a fost șocant faptul că trebuiau să stea izolați și închiși și nu ne vedeau decât pe noi mascați toți și nu aveau cine știe ce legătură fizică cu cei dragi. Pe de altă parte, cred că unii au fost și se așteptau la ceva mai rău de la spitalul din România și asta a fost cumva o experiență încurajatoare pentru mine, apropo de relația dintre medic și pacient, că i-am văzut că veniseră foarte speriat și aveau senzația că ne vom purta urât cu ei și că nu vor primi toate cele și una peste alta, nu știu, a fost o perioadă foarte intensă emoțional și pentru ei, dar și pentru noi. Nu știu dacă ți-am răspuns la întrebare. Da. Aș merge însă puțin la Cosima și aș vrea să te întreb, nu știu, faptul că medicina bazată pe dovezi e o treabă relativ recentă și sistemul de autocorect al științei e la fel puțin înțeles și tot relativ recent. Dacă crezi că lucrurile astea influențează felul în care publicul se raportează la pandemie și credința în pandemie? Salutare tuturor! Așa, ca să răspund polemic, cred că nu. În sensul în care un știința o fie recentă, dar e deja 100 de ani, 150, deci vorbim de secole, sunt alte lucruri mai recente în România care contează. Unul dintre ele e democrația, mult mai recentă. Și, adică chiar mult mai recentă, că nu-i musai că s-a desfășurat din prima din 89, nu? Adică începem să ne învățăm că putem protesta, putem fi liberi, nu-i musai să facem ce ni se spune, putem avea opiniile noastre, putem gândi în feluri foarte diferite de felul în care gândește lumea din jurul nostru. Și asta e bine, sigur, și adică vedem cum societatea română devine tot mai diversă, tot mai vocală, tot mai liberă. Unul la mână. Sigur că atunci când ești liber poți să ai tot felul de idei, că asta e toată panta. A doilea lucru care este foarte nou este social media și digitalizarea și bulele de conținut. Și atunci cred că în termen de noutate aici e chestiunea. Pe de altă parte să nu uităm că legi antimască au fost și în vremea gripei spaniole, care era mai mortală, era în perioada de război, really, și contagioasă și, spre deosebire de COVID, era uniformă cât de cât. Ce a menționat Sorina în cazul actualei pandemii este foarte, e interesant și important că nu toată lumea are aceleași riscuri și nu toată lumea vede boala. Ei bine, revenind, dacă în perioada gripei spaniole, pe care lumea o vedea cu riscuri foarte mari, au existat legi antimască, or să existe și acum, că lumea e diversă și are opinii și le exprimă. Întrebarea e cât de important a ajuns să fie, cu ce consecințe, adică nu e natura umană neapărat. Și revenind la întrebarea ta, cred că nu știința e cea recentă aici, ci mai degrabă democrația și social media care amplifică și consolidează ideile interesante. Eu perioadă totuși incertă, care nu scoate neapărat cei mai buni din noi în fiecare zi. Cum putem să avem mai mult acces la niște certitudini care să ne ajute să ne descurcăm în perioada asta? Poate știința să ne aducă puțină certitudine?
Ia, poate, sigur că nu instantaneu și am văzut din februarie-martie de când a început pandemia că au existat redefiniri destul de importante de situație din partea oamenilor de știință. În primul rând, cum se transmite. Că la început era cu picături, acum e mai mult cu aerosol. La început spălam peste tot mesele cu spirit, acum parcă nu mai simțim nevoia, dar în schimb măștile, se spune, sunt importante. Am văzut redefiniri în ceea ce privește imunitatea. Avem, nu avem, încă nu e clar aici. Deci știința încetul cu încetul, să zic, produce certitudini, dar nu chiar la scală de săptămână. Nu în fiecare săptămână o nouă certitudine. Deci da, dar aveți un pic de răbdare. Al doilea lucru este că oamenii buni vor certitudini, dar există o întrebare foarte importantă la care oamenii vor certitudini și anume cine e dușmanul nostru real? Cu cine ne luptăm? Care e războiul adevărat? Și aici sunt două posibilități. Una e ne luptăm cu virusul, părerea care este cumva cultivată în mediul experților și sau ne luptăm cu politicienii care ne manipulează și vor să ne fure, să ne robotizeze, să ne exploateze, să ne tâmpească. Și aici oamenii cumva, în funcție de viața lor și în cine au încredere și ce li s-a întâmplat și ce au văzut, se decid într-un fel sau altul. Și dacă te-ai decis că războiul adevărat nu e cu virusul, că de fapt problema e frica și manipularea și faptul că ni se ia și suntem oprimați, pe urmă, faptul că știința vine cu certitudini, nu știu cât mai mult, cât mai rezonează în această definiție a situației. Emiliana, la tine pe Facebook am văzut relativ recent despre un nou număr al revistei de filozofie aplicată, ediția COVID, și voiam să te întreb cum se vede toată perioada asta din perspectiva ta și cum te-a ajutat filozofia să navighez mai bine prin lunile astea dificile. Criza provocată de pandemie e mană cerească pentru filosofi, asta pot să spun din start, și să explic de ce e mană cerească pentru filosofi. De obicei, noi lucrăm cu un instrument care se numește experiment mental. Pe scurt, experimentul mental înseamnă să imaginăm niște scenarii extrem de dubioase, extrem de fantastice pentru omul obișnuit și ne dăm cu părerea despre ce credem că ar merita să se întâmple în acele scenarii sau ce credem că dezvăluie acele scenarii despre realitatea naturală sau despre natura minții sau despre natura sentimentelor umane și tot așa. Și a venit această criză care pare nemaipomenită, care iese din tipare, noi nu ne-am confruntat cu așa ceva și dintr-o dată noi filosofii ne simțim foarte bine în această situație, în sensul în care ne vine mănușă pentru că noi suntem obișnuiți să analizăm scenarii ciudate, nenorocite, criminale, cu sacrificări de oameni, cu furatul ficatului de la unul și ca să salveze alți 20. Deci, poate lumea nu știe, dar noi suntem obișnuiți să lucrăm cu astfel de situații complicate, nebănuite, fantastice și iată că, dintr-o dată, ceea ce am făcut noi foarte multă vreme în istoria filosofiei, astăzi trăim pe viu. Da? O situație extrem de complicată, cu mulți factori, nu ne-am fi așteptat, mulți dintre noi negăm această realitate și poate pe bună dreptate, pentru că realitatea apăsătoare. Știți prea bine că în terapie primul pas este negarea, da? Negăm problema. Deci nu ai cum, când ai probleme atât de complicate, nu ai cum să le îmbrățișezi din prima, nu ai cum să spui da, vino o nenorocire în viața mea că te voi primi cu drag. Ce poate filosofia să facă în aceste condiții e să vadă posibilități. Pentru că noi când folosim aceste experimente mentale, scopul final este să vedem cât mai multe posibilități. Iar dacă vrei să te antrenezi în exercițiu filosofic,
gândește-te la ce anume s-ar fi putut întâmpla dacă am fi făcut X sau ce anume s-ar fi putut întâmpla dacă am fi făcut Y, de ce se întâmplă toate același lucru, toate aceste lucruri și unde vor ajunge. Cu cât gândim mai multe posibilități, cu cât gândim mai multe scenarii posibile, cu atât ne lărgim înțelegerea. Deci asta cred că poate face filosofia în primă instanță, să nu să critique acel mod de a aborda care spune că există doar un singur mod de a face lucrurile. Da? Nu există doar un singur mod de a face lucrurile și e important să evidențiem cât mai multe posibilități, chiar dacă la limită ele sunt fantastice, incredibile, dubioase și așa mai departe. Am văzut în ultima perioadă o segmentare destul de clară între noi și ceilalți, când suntem noi doar așa între prieteni în grup. E ok, putem să stăm fără masă, pentru că noi nu putem să luăm virusul unul de la altul între prieteni. În schimb, problema e dincolo de gard. Am devenit mai deschiși sau mai închiși față de ceilalți de când au început problemele? Se adâncește sau se micșorează distanța? Emilian. Aici cred că sunt două mari probleme. Una e că noi înșine suntem oameni implicați, suntem oameni în sensul ăla generic, avem și noi limitele noastre. Da? Adică chiar dacă suntem noi filosofi, sociologi, mari cercetători, la finalul zilei vii acasă și intri în lumea ta socială. Da? Ai relațiile tale sociale. Deci nu te poți rupe total de lumea în care ești imersat tu ca ființă prin natura ta socială. Da. Chiar dacă, încă o dată, ești medic, chiar dacă ești filosof, tot acasă te întorci. Nu te duci, nu rămâi tot timpul în lumea aia. Și atunci ai nevoie de o alinare, ai nevoie să-ți vezi copilul, ai nevoie să-ți vezi părintele, ai nevoie de toate aceste lucruri. Deci nu te poți sustrage oricât de expert ai fi tu. Acum, asta nu înseamnă că nu ne putem educa și în această situație. Adică, pentru noi românii, gândiți-vă că ăsta este doar... nimeni nu învață din prima lucruri. Adică trebuie să spunem asta clar. Adică dacă noi ne așteptăm ca un popor întreg să învețe din prima foarte multe lucruri, a învăța reguli la nivel de societate, e un proces extrem de complex, care nu, cum zice englezul, nu este one shot. Este un proces reiterat dacă un singur individ are nevoie de foarte multe încercări ca să învețe, gândiți-vă la copii cum învață respectarea unei reguli, are nevoie de foarte multe interacțiuni. Vă imaginați ce înseamnă pentru un popor să învețe o anumită disciplină sau... și doi, e vorba de psihologia noastră morală, caracteristică, și anume că ne ajustăm preferințele în timp și în funcție de condiții. Dacă la început aveai 10 cazuri și ziceai, vai, ce au crescut cazurile, acum ai 1000 de cazuri și tot așa, adică te vei adapta, nu vei rămâne niciodată în condițiile inițiale. Preferințele noastre se ajustează în funcție de condiții. Să vă dau un exemplu foarte clar. Dacă nu ai ce mânca, vrei prefera să mănânci ceva de pe jos, dacă nu ai ce mânca. Dacă ai ce mânca, din nou vei prefera să mănânci poate ceva mai bun. Deci în funcție de ce ai, de ce constrângeri ți se pun pe masă, preferințele noastre se ajustează. Și vă spun că vom ajunge și la 100 de morți pe zi și viața mea va merge înainte. Asta nu înseamnă că nu trebuie să fim raționali și să criticăm politicile publice dacă sunt ineficiente și să le îmbunătățim și tot așa. Dar vreau să vă spun că ființa umană se adaptează și își creează propria normalitate a vieții. Apropo de ce ziceai mai devreme, e o perioadă în care tot timpul trebuie să... Da, Toma. Avem deja o întrebare pe Facebook și mă gândeam să vă spun de acum că să facem discuția mai interactivă și să includem în discuție și răspunsurile la aceste întrebări care au început să vină.
Ne întreabă Alexandra Podea. Și spune așa, există un grup care se cheamă Fără Bodniță, are 50.000 de membri. Cred că grupul tocmai a dispărut, a fost o știre zilele trecute. De curând a apărut și grupul Cu Bodniță, care imită postările celuilalt, doar că pledează pentru purtarea măștii. Am observat însă că niciunul dintre grupuri nu arată o mai mare bunăvoință față de celălalt. Și concluzionează. Credeți că aceste contradicții se pot dezvolta într-un soi de război civil? Aș pasa întrebarea spre Sorina, care știu că a studiat puțin grupul Fără Botniță. După care aș fi curioasă să văd ce crede și Emilian. Eu am studiat mai mult discursul celor care sunt împotriva măștilor și mi s-a părut foarte interesant că ei folosesc termeni medicali, doar că îi folosesc foarte greșit și în alt sens. Cred că, de fapt, faptul că ei stăpânesc acești termeni medicali le dau o oarecare credibilitate celor care îi urmăresc. Și într-adevăr, mi se pare că oricum societatea în care tindem este una polarizată și oamenii nu sunt dispuși să stea la aceeași masă și să, și să vorbească despre convingerile lor având un dialog și nu un război, cum zicea comentatoarea noastră. Nu cred că putem face mare lucru în sensul ăsta, adică nu cred că dacă i-am așezat pe oameni la aceeași masă am putea rezolva ceva, pentru că fiecare este obișnuit pur și simplu să-și expună ideea fără să-l asculte pe celălalt și probabil că asta este una dintre, mă rog, problemele societății moderne. Dar să pun și o poate întrebare. Cosima, cred că o să fie mai, o să dea o explicație mai bună despre asta, dar spuneți. Să vă pun și o întrebare. Cum credeți că am putea să intervenim pentru a mări, hai să zicem, apetența la dialog sau disponibilitatea mai degrabă la dialog? Ar putea școala să intervină, ar putea mass media să intervină pentru a educa o astfel de înclinare către dialog? Avem vreun voluntar pentru întrebarea asta dificilă, care de fapt întrebarea de bază a panelului? Eu vreau să le convin cumva ce ai întrebat tu, Andrada, și ce a întrebat Toma. În primul rând, cei care sunt deja radicalizați, greu se întorc la masa discuției. Deci ai posibilitatea să zici, domnule, hai să ne sacrificăm noi, să punem toate eforturile în acest proiect de a aduce la masă pe cei deja radicalizați. Nu cred în proiectul ăsta. La masa dialogului, nu că trebuie aduși, ci trebuie incluși în dialog cât mai mulți oameni care nu sunt deja radicalizați. Adică există foarte mulți oameni care au întrebări, care au nedumeriri și trebuie spus pe și le au nedumeriri legitime. Adică noi vorbim aici, știința nu trebuie invocată ca o revelație divină aici. O dogmă. Ca o dogmă, exact. Noi am plecat cumva cu o premisă problematică și anume că știința vine să-ți ofere certitudini. Nu uitați! Știința de multe ori vine să-ți dărâme certitudini și să-ți ofere incertitudini și să-ți creeze viața, să-ți facă o viață de calvar, pentru că noi nu trăim foarte bine cu multe incertitudini în jurul nostru. Deci, știința nu este o dogmă, ea este cel mai bun instrument pe care îl avem pentru a ne ghida în lumea naturală, dar trebuie să înțelegem cum funcționează ea. Ne oferă și certitudini, dar ne oferă și incertitudini. Iar acolo cu... Deci aș încerca totuși să creăm spații de dialog pentru oamenii interesați care au întrebări și nedumeriri, cât mai multe astfel de spații de dialog. E cumva ca în politică. Bătălia se dă pe nehotărâți, nu pe cei care sunt convinși că vota Exact. Foarte bine punctat.
De asemenea, cei care sunt radicalizați sau ideea asta de... Mi-ar plăcea foarte mult să luăm un pic în serios astfel de inițiative, adică să nu le discredităm până la capăt, pentru că ajungem să aruncăm copilul cu tot cu apă, cum se spune când arunci balia, da? Când ai o astfel de etichetă botniță, ea arată că în mod fundamental ființa umană este o ființă care atribuie simboluri. Și dacă tu te apuci să negi această apetență a omului de a atribui simboluri, o să te izbești de un zid. Ce trebuie să facem este să venim noi cu simboluri alternative. Adică la simbolul mască botniță trebuie să venim cu un alt simbol alternativ, mai cu o metaforă mai puțin problematică, pentru că ideea de botniță trimite probabil la cum se spune, limitarea libertății de exprimare, ceea ce nu e cazul. Adică însă și nu știm exact care e nemulțumirea acestei metafore, masca de tip botniță. Cel mai probabil e o metaforă foarte bună pentru a mobiliza lumea, dar pe fundal lucrează încă o dată apetența omului de a atribui simboluri în tot ceea ce face. Da? Gândiți-vă că am avut în foarte multe situații persoane cu deformități care au fost etichetate în comunitățile lor de drept reprezentanța ai răului sau ai diavolului. Adică tot timpul atribuim unor lucruri centrale, dacă vezi, pentru viața noastră, niște simboluri. Și ca să le combatem, trebuie să venim cu simboluri alternative, nu să negăm cumva însăși condiția noastră de posibilitate ca ființă socială. Mi s-a părut, uite, apropo de ce zici tu, după care aș fi curioasă dacă Sorina sau Cosima au ceva de adăugat, ideea Organizației Mondiale a Sănătății de a schimba cumva datul mâinii sau salutul cu cotul cu pusul mâinii la inimă, ca o modalitate alternativă, exact relativ la ce ziceai. Sorina, Cosima, dacă vreți. Dar înainte, Toma. Mai avem o întrebare de pe Facebook. Ne întreabă Octavian Traiciu dacă știința a reușit să izoleze virusul. Cred că Sorina ne poate ajuta. Cred că avem deja un fel de desfășurător genetic al virusului, exact. Ca să spun așa. Știm exact cum arată el. Foarte bine cum arată, da. Arată ca o coroană de soare. Are spina aceea. Sigur că da. Știința a reușit să izoleze virusul de foarte devreme. Și cumva și știm și despre mutațiile lui care au apărut. Da. Noi avem o imagine destul de bună a virusului. Cred că ce lipsește este efectul virusului pe termen lung. Acum deja începem să știm mai bine și care sunt factorii de risc. Deci noi știm din ce în ce mai multe despre acest virus. Cosima. Aș prelua de unde a rămas Emilian, și anume este nevoie de acest dialog prin inventarea de noi simboluri și de noi limbaje. Aș adăuga că noi vorbim acum despre oameni și întrebarea anterioară era dacă, de exemplu, aceste două grupuri de pe Facebook pot duce la un război civil. Acum, aici aș vrea să zic că contează destul de mult și elitele sau organizațiile. Două grupuri de pe Facebook, poate că sper eu, n-or să ducă la un război civil, e plin Facebook-ul de grupuri care zic și cred lucruri. Dar contează cu cine rezonează și cum sunt mobilizate. Și ce vedem apropo de mască, aici îmi dau și eu cu părerea, nu? Dar în mod evident ajunge în discursul public românesc și european discursul din Statele Unite ale Americii, unde polarizarea este mult mai mare, pe cu totul alte mize, sunt și alegeri și, dacă, sincer, dacă e de război civil undeva acum într-o țară care să ne influențeze direct, parcă acolo, după mintea mea așa de observat, deci cumva riscul vine din altă parte.
Și întrebarea e în ce măsură elitele politice, sociale, românești pot gestiona acest tip de rezonanță. Fiindcă mult din discursul antimască românesc vine evident de pe YouTube și Facebook și Twitter și Instagram și e produs de mașinăriile de generat conținut care operează extra excelent în Statele Unite ale Americii, o societate creativă cu limbaj liber și cu antreprenori culturali extraordinari. Și deci numărul unu este mașinăria de creat idei interesante din Statele Unite, care e amplificată politic în lupta pe care ei o au. Și ce să zic, Trump, însuși președintele Trump, este unul din motoarele care a împins această ideologie antimască, el însuși cu mâna lui, să zic, foarte mult. Deci Statele Unite cu luptele ei și polarizarea ei. A doua considerație interesantă este în mintea mea apropo de biserică și religie. În sensul în care contează foarte mult cum se poziționează, cu atât mai mult în România, biserica, în cazul României, biserica ortodoxă, fiindcă noi avem o religie dominantă. Și aici e un spațiu foarte larg, orice poziționare e posibilă, nu e ca și cum chiar scrie undeva sau după mintea mea. Și atunci aici cred că e un spațiu de negociere culturală important. Eu repet, iarăși la nivelul elitelor, cum ajungem să găsim un limbaj comun, o politică comună care să fie livrată în acest fel oamenilor din zone culturale diverse? Să capitalizez un pic. Au fost mai multe vedete care au luat virusul. Două secunde, Toma. Andreea Esca, Jamila, care... Aș vrea să te întreb, Cosima, cum ți s-au părut mesajele lor pe care le-au transmis și dacă crezi că ele au reușit să influențeze cumva publicul general? Îmi pare rău, nu știu. Nu știu dacă au reușit să influențeze publicul. Sigur, așa când te uiți pe Facebook, vezi toate valurile de ură, vezi mai puțin valurile de simpatie. Cred că e un tip de filtru al comentariilor. De asta n-aș vrea să mă pronunț. Pe social media vedem foarte mult reprezentarea asta foarte polarizată și sare în ochi. N-aș ști să spun în societate cum au rezonat mesajele lor. Toma? Dacă până acum am luat întrebări doar de pe Facebook, haideți să luăm câteva întrebări și din Zoom. Și ne întreabă Ion dacă este relevantă discuția originii virusului artificială versus naturală. Și mai avem încă o întrebare de la Cristian Fofircă, specific pentru doamna Ruginiș. Deci, de ce susținătorii purtării măștii îi asociază pe cei care nu o poartă cu conspiraționiștii și fanaticii religioși? Poate în cursul discuției care va urma, vom putea să abordăm și aceste două întrebări. Cosima, dacă vrei să răspunzi acum? Pot, pentru ambele, cumva, relevanța întrebării cu originea virusului și asocierea menționată, după mintea mea e așa, revin la descrierea a două tipuri de povești în care putem să trăim. Prima poveste în care, să zic, eu trăiesc cel mai mult, este că dușmanul nostru principal acum este acest virus, care face lucruri foarte rele și trebuie împreună să ne apărăm de el. Și știința ne spune treptat chestii. A doua poveste, care nu e, evident nu e absurdă, are părți de adevăr, este că dușmanul adevărat pe care îl avem sunt politicienii și elitele. Elitele ne mint, ne controlează, ne exploatează, ne iau banii, capitalismul ne distruge, ne alienează și sincer, adică e clar că are o plauzibilitate, da? Nu e o poveste absurdă în acest fel. Și din cauza asta, oamenii care cred că virusul a fost creat într-un laborator, nu atât care cred, oamenii pentru care contează dacă virusul a fost creat într-un laborator, sunt cei care zic problema nu e virusul, sunt oamenii. E un semn al poveștii cu
frica e dușmanul nostru și manipularea e dușmanul nostru. Și din cauza asta, când vorbim de oameni care nu poartă măști, sigur, oamenii pot să nu poarte măști din tot felul de considerații. Ele sunt într-adevăr incomode și antipatice și unii oameni nu pot să respire sau cine știe. Dar discursul care justifică de ce nu porți măști, cel mai adesea, dacă te uiți pe grupurile astea, fără botniță, este discursul: suntem manipulați, ni se iau casele, copiii sunt adormiți cu internetul, ni se iau terenurile, ni se iau IMM-urile, suntem băgați în sărăcie, capitalismul și elitele ne distrug. Și asta e problema. Deci e acest tip de poveste coerentă în care te poți regăsi mai mult sau mai puțin. M-aș duce puțin la Mihai. Tu ești jurnalist și ca să publici orice material, trebuie să iei la verificat fiecare cuvânt din acel material într-un proces laborios de fact-checking. Aș vrea să te întreb întâi de toate dacă publicul are capacitatea asta de a verifica meticulos faptele sau măcar de a distinge între ce poate fi realitate și ce nu. Bună. Păi, din punctul meu de vedere, cred că o parte din public, da, are această capacitate, sau cel puțin publicul care este obișnuit să citească presă și urmărește știri și în mod constant știe să facă lucrul ăsta, pentru că știe să-și selecteze sursele de informații, știe să recunoască sursele de informații valide față de cele care sunt mai puțin ok. Pe de altă parte, dacă extindem chestia asta, da, există un public care va trece cumva, nu va trece prin filtrul propriei minți tot ceea ce citește și va lua de bună orice găsește. Și aici sunt mai multe probleme. Unul, că foarte mult conținut la care acces publicul vine prin social media și uneori deci nu realizează dacă, ok, văd o știre, unde ai citit-o pe Facebook. Pe Facebook poate să găsești o știre de pe ProTV sau o știre de pe un site obscur scris de un băiat de la Baia Mare sau, nu știu, am zis și eu Baia Mare, nu cred că există ceva acolo neapărat specific. Și pe urmă, cumva, mai este și problema faptului că unii oameni chiar au tendința asta să aleagă un anumit tip de discurs și să încerce să și-l confirme prin știrile pe care le citesc. Și atunci ce vor face este să efectiv să se ducă către sursele, să zicem, legitime de știri și să spună că nu, voi nu sunteți ok, ceea ce e amplificat de discurs politic. Pe mine... Cred că da, există o parte din public care e ok, care știe să citească știrile astea. Apropo de discursul politic, pe mine pandemia m-a prins în Statele Unite și pentru mine a fost șocant să văd cum toată lumea, inclusiv din mediul academic de acolo, aștepta un mesaj din partea președintelui. Nu facem nimic până nu aflăm ce spune președintele nostru Donald Trump. Ce înseamnă când o figură politică importantă, cum e și Donald Trump, vine cu niște informații care contrazic total știința? Cum convingi publicul ca ziarist, Mihai, că persoana respectivă aruncă niște lucruri fără să le verifice și fără să fie conforme cu realitatea? Ai vreo armă? E foarte greu. Singura armă pe care o ai este să spui cumva care este adevărul sau să încerci să spui, să faci acest fact-checking. Problema este că în momentul în care cineva cu autoritate vine și spune că hei, lucrurile astea sunt așa și așa, chiar dacă ele sunt incorrecte, din start există o mare masă de public care va zice ok, dacă președintele nostru spune acest lucru, noi îl vom crede. Deci, din start, nu, îți va fi foarte greu să te adresezi, să te adresezi publicului ăla spunând, hei, nu e corect ce spune președintele, pentru că el îl va considera un atac direct la adresa, un atac politic.
Și atunci te vei adresa, să zicem, publicului care este cumva neutru sau publicului care este de partea opusă, dar și acolo e o problemă, că publicul de partea opusă va tinde să te creadă orice îi spune pentru că este opus discursului președintelui. Deci, da, problema cea mai mare, de fapt, este când atunci când toate aceste discursuri sunt preluate de către politicieni, și nu neapărat despre orice politician, pentru că, da, ok, poate că e un politician care are 0,5% și va rămâne la 0,5% și va prelua un discurs extremist, și de politicieni care au putere dată de către publicul care îl susține. M-aș duce puțin la Radu, care e membru în Centrul de Cercetare și Etică Aplicată. Curioasă să știu, Radu, da. Ce părere ai tu despre platformele astea online, Facebook și Twitter, care sunt un fel de zonă de discuții care tranșează realitatea? Au ele responsabilități legate de discursul științific și discursul legat de coronavirus? Și dacă au responsabilități, cam ce responsabilități ar avea? E întreagă discuție în prezent, ținând cont de, în fine, cât de mari sunt, de fapt, aceste rețele și platforme și cât de mult depinde ele, de fapt, comunicarea între noi. E întreagă discuție privitoare la, în ce măsură, de fapt, modul în care ele construiesc regulile pe baza cărora noi interacționăm, e similar cu modul în care guvernele, spre exemplu, își construiesc sau ne construiesc regulile interacțiunilor noastre. Și întreagă discuție privitoare la în ce măsură sistemul acesta prin care ele își generează și ne propun regulile ar trebui să fie mai puțin opac decât este în prezent. Revin la asta imediat pentru că am divagat puțin de la întrebarea ta, de fapt. Cred sincer că e o întrebare legitimă pe care trebuie să ne punem acum în prezent. În ce măsură ar fi legitim să ne gândim la aceste companii ca având vreun soi de, în fine, responsabilitate sau datorie de a restrânge într-o formă sau alta libertatea noastră de exprimare în calitate de utilizatori pe aceste platforme. Credeți să că e un pas greșit să punem problema cu necesitate în termenii aceștia, pentru că un argument vechi pe care liberalii secolul al XIX-lea l-au propus privitor la consecințele nefaste ale suprimării unei opinii. Și una dintre consecințele nefaste ale suprimării unei opinii este aceea că oamenii vor avea acces în mod evident doar la o parte dintre opinii. Chiar dacă opinia care este suprimată, în fine, este falsă, oamenii vor ajunge să accepte adevărul într-un mod dogmatic, ceea ce nu este dezirabil. Și apoi, chiar dacă o opinie este suprimată, e posibil ca respectiva opinie să aibă în ea un gram de adevăr. În cazul nostru particular, deși poate să sune ciudat, faptul că există grupuri precum, în fine, Fără Botniță sau celelalte, că nu e singurul și nu e singurul cel din România, are o consecință neintenționată pozitivă în opinia mea, și anume pune o presiune mai mare pe cei care comunică în public, fie că sunt creatori de opinie, creatori de politici publice, fie că sunt formatori de opinie publică, să se fie mai clar și mai coerent și mai transparent. Pentru că una dintre sursele discursului acestuia, care, în fine, pe alocuri frizează așa, în niște domenii conspiraționiste, e lipsa de transparență în modul în care au comunicat autoritățile politice începând cu luna februarie-martie. Ori, să ne aducem aminte de modul în care la început se comunica pe tema aceasta a măștii, nu? Cu privire la care acum suntem marea majoritate de acord că e necesară. Doar că la început, nu, ce credeam noi, ce credeam majoritatea dintre noi despre mască, ținând cont de modul în care OMS-ul și, în fine, diverse guverne ale lumii au comunicat, a fost că masca, de fapt, nu este atât de necesară sau e mai puțin necesară decât, în fine, spălatul pe mâini și distanțarea socială. Revenind și concluzionând așa mica intervenție, cred că e legitim ca aceste mari platforme, da, prin intermediul cărora noi comunicăm, să încerce să-i nagiuiască, să-i înghiontească pe oameni către a fi expuși la opinii cât mai diverse, pentru că algoritmii acestor platforme tind să producă asemenea rezultate în care oamenii se clusterizează în asemenea comunități.
Și în același timp, cred că ar fi împotriva intereselor noastre luminate să avem așteptarea de la ei să suprime genul acesta de opinii, fiindcă în lipsa libertăților de exprimare, unul la mână, oamenii vor gândi mai dogmatic, doi la mână, oamenii vor fi, sau în fine, e mai plauzibil ca ei să construiască o întreagă narațiune și mai complexă în care sunt victimele unei noi inchiziții globaliste, cosmopolite, științifice, capitaliste, Bill Gatesiene. Zic că se aude rău, o să-mi iau căștile, poate, în fine. Da. Scuze, dacă se aude rău, revin imediat. Ar ajuta un pic să-ți... Da, două secunde. Căștile. Mă duc între timp la Mihai și aș vrea să-l întreb pe el până te pregătești tu, Radu, cam care părți din public, care segmente ți s-au părut mai vulnerabile la zvonuri sau la postări care nu erau neapărat conforme cu știință? Păi, cred că în momentul de față cumva părțile de public care sunt cele mai vulnerabile sunt cele care au deja un sentiment antiștiință, care sunt deja, dintr-un punct sau altul de vedere, împotriva unor astfel de mesaje. Adică discursul ăsta anti-mască s-a suprapus pe alte probleme, gen discursul împotriva vaccinurilor, discursul împotriva 5G-ului. Și peste asta a mai venit și, cum am zis și mai devreme, și factorul politic. Adică, cumva, în momentul de față, tendința este ca oameni care sunt declarați de dreapta sau libertarieni să fie mai degrabă antimască decât cei din alte zone politice. Peste asta, nu știu, mai vin... de fapt, aș vrea să zic altceva. Aș vrea să zic că una din probleme este că cred că este o problemă legată de educație, pentru că sistemul de educație în care am trăit noi nu ne-a învățat să punem întrebări, să știm cum să punem întrebările. Știi, cumva în școală ți se dădea totul drept bătut în cuie în ceea ce privește știința și cumva prin, nu știu, gimnaziu învățai că habar n-am, fizica lui newtoniană este aia super corectă și ajungeai în liceu și aflai că stai un pic că nu e chiar așa, că Einstein, că relativitatea, că chestii, că nu știu ce, dar toate astea ți erau date așa fără a te învăța procesul științific. Și oamenii ajungeau după aia să termine școala și începeau să se documenteze din stânga și din dreapta și învățaseră doar că orice scrie într-o carte e bun și cădeau în tot felul de conspirații. Știi? Și toată zona asta conspiraționistă a îmbrăcișat discursul antimască. Și mai e încă un segment care se suprapune în mare, este cel naționalist și ultranaționalist, care la fel s-a dus în zona asta mai mult pentru că cred că au simțit că e un mod de a-și atrage un public. Cosimo? Mulțumesc! Vroiam să nu fiu de acord cu Mihai, să sar așa la ocazie. Și anume, bun, noi am avut și eu o educație de asta poate mai conformistă, dar să ne uităm la Statele Unite ale Americii. Dacă vorbim de conformism și de a învăța să pui întrebări, păi asta e ce învață copiii ăia în școală. Poate nu învață altceva, dar în Statele Unite ale Americii învață să pună întrebări. Spiritul critic nu cred că te ferește neapărat. Foarte mult din membrii acestor mișcări sunt foarte critici și au foarte multe întrebări. Dacă întrebările bune, asta e altă chestiune. În al doilea rând, mi-e greu să cred că publicul larg chiar poate să fie educat, adică în ce e știința. Eu primesc un salariu în fiecare lună, bun, nu ca să știu ce e știința, sunt plătită pentru asta, e munca mea și Sorina la fel. Și noi, de fapt, aici, asta e munca noastră, să știm ce e știința. Alți oameni au alte vieți și știu alte lucruri și fac alte lucruri. E implauzibil să credem că toată lumea să știe ce e un preprint și feedback în știință și ce e un meta-analysis.
Și atunci cred că mai degrabă soluția problemei este ce emoții ai când auzi despre știință, ce încredere ai, ce participare laterală ai, lucruri care nu țin direct de cum arată școala, ci de cum e configurată societatea. Ce se întâmplă după ce ai terminat școala și liceul, cu felul în care te raportezi cu experții și știința. Și mai mult decât atât, apropo de ce spune Mihai, aici sunt de acord cu el, că mult din mizele discuției cu masca sau corona scepticismului nu sunt științifice, sunt politice. Și din cauza asta, și în Statele Unite, și în Franța, și la noi, vezi un front în Statele Unite republican-conservator care are anumite poziții pe rasă, pe drepturile femeilor, pe politica identității, pe politica, pe libertarianism, pe naționalism, care converge pe chestiunea pandemiei într-un discurs oarecum, hai să zicem, conspiraționist, nu neapărat conspiraționist dement, ci conspiraționist în sensul că elitele liberale vor să ne corupă societatea. Și atunci cred că această sursă politică e foarte importantă și nu m-aș aștepta la mare alfabetizare științifică a populației globului care să ne rezolve problema. Aș mai vrea și eu să adaug ceva legat de teoriile astea ale conspirației ce înconjoară virusul. În afară de povestea în care virusul este creat de laborator ca să distrugă o parte din omenire și care nu este atât de circulată la noi, surprinzător sau nu, toate celelalte argumente împotriva măsurilor de răspândire a bolii sunt teorii ale conspirației reciclate, cumva. E ce zicea și Mihai un pic mai devreme, că se folosește 5G-ul care exista deja, mișcarea antivaccin care exista deja, Bill Gates ca satana care exista deja. Și cred că e interesant că ele sunt propriu-zis folosite ca argumente și nu s-a răspândit ceva nou legat de acest virus. Și dacă tot ai microfonul deschis, dacă poți să ne răspunzi și la întrebarea din public, ce se dă de mâncare bolnavilor asimptomatici ușor internați în spital 14 zile? Păi întrebare primită pe Facebook. Sunt două mari motive pentru asta. În primul rând, un bolnav internat asimptomatic este foarte posibil să nu rămână asimptomatic. Și atunci noi ținem pe pacienți un număr de zile în spital. Ei se pot externa la 10 zile cu recomandare de izolare încă 4 dacă sunt pozitiv, pentru că al doilea mare motiv ei pot răspândi boala mai departe și atunci cei care nu au cum să se izoleze acasă sunt ținuți în spital și într-adevăr statul le oferă mâncare pentru a preveni răspândirea bolii și eventualele morți care derivă din asta. Mulțumesc. M-aș întoarce puțin la Radu. Sorina a vorbit cumva despre suprapunerile teoriei conspirației, lucruri reciclate. Se suprapun cumva din ce ai văzut tu comunitățile de antivacciniști cu comunitatea fără botniță? În primul rând, se aude mai bine acum? Da. Bun, ok. Da, din câte pot să văd, e o suprapunere absolut fantastică. Am o listă de Facebook destul de curatoriată, să spun așa, dar am niște persoane de mai de multă vreme acolo și de ceva vreme de urmăresc așa evoluția. Și oamenii care în mod constant adoptau aceste poziții radical, antivacciniste, în fine, toată clasica narațiune, fie chipuri, fie vor să ne jumătățească populația, etc. Sunt fix oamenii care acum, în fine, sunt unul dintre ei, chiar este un vag vector de imagine, pentru că arată foarte ciudat pentru un om care este naționalist. În general, oamenii naționaliști cu Miorița n-au dreduri neapărat. Dar în fine, unii au. E interesant, exact cum spunea și Sorina și am fost puțin plecat, cred că și Mihai. Narațiunea aceasta actuală pur și simplu e grefată pe alte narațiuni care au o tradiție destul de veche.
Și în cazul de față, dacă e să ne uităm, e dificil de managerial, ca să spun așa, situația asta, în contextul în care, în absența unui tratament, hai să spunem așa, eficient, singura cale pentru ca noi să ne întoarcem cu adevărat la o viață normală, să-i spun așa, e în mod evident vaccinarea. Acum, bun, evident că există niște variabile pe care nu le cunoaștem în prezent, și anume care ar trebui să fie gradul imunizării colective astfel încât virusul să fie ținut departe. Dar dacă genul acesta de discurs, în fine, capătă și o forță politică, spre exemplu, s-ar putea să rămânem așa multă vreme discutând pe Zoom în loc să discutăm ca oamenii față în față și să ne certăm față în față. Ce crezi că se va întâmpla cu vaccinarea obligatorie în context COVID? Crezi că pandemia poate cumva să schimbe discursul? Sincer, sunt sceptic că pandemia poate să schimbe discursul. Dacă am fi fost în situația, nu știu, ciumei bubonice, da? Dacă eram acum 7 secole în urmă, sunt absolut sigur că nici măcar n-ar fi avut sens să discutăm despre problema vaccinării obligatorii în contextul în care marea majoritate a unor care ar fi trăit atunci ar fi făcut-o, pentru că realmente, da, bucăți întregi din familie, însemnând 10 copii, 2 mătuși, 5 unchi și 4 vecini, tocmai muriseră, nu știu, ieri sau alaltări. În cazul de față, ținând cont de rata mortalității, care, din fericire, nu e nici pe departe lângă cea a ciumei, va trebui să gândim un set de politici publice sau o politică publică prin care să vedem cum ne asigurăm că la nivelul României și, în fine, la nivelul întregii planete, de fapt, pentru că asta e o problemă colectivă pentru tot globul, nu doar pentru România, ne vom asigura că nivelul acesta al imunității de trumă va fi atins. Ori noi suntem într-un context legislativ ciudat în care avem de 3 ani de zile, de fapt, un proiect al unei legi a vaccinării obligatorii, care, în continuare, dacă e să vă uitați pe traseul lui, e blocat prin niște comisii acum, în fine. Va trebui să fim foarte atenți la modul în care discutăm despre vaccinarea obligatorie, pentru că foarte mulți oameni, atunci când se gândesc la vaccinarea obligatorie, își imaginează că vaccinarea obligatorie presupune că statul vine, ne ia copiii, îi pune pe un scaun, îi vaccinează cu forța și ulterior ne-i dau la pachet, nu știu, cu acadea sau ceva de genul ăsta. Vaccinarea obligatorie înseamnă, de fapt, mai multe chestiuni. E, de fapt, o paletă de tipuri de politici publice și, în fine, din câte am citit eu până acum, poate mă înșel, sper că nu mă înșel, cele mai eficiente politici publice care prescriu vaccinarea obligatorie sunt cele care sunt mai puțin constrângătoare, în sensul în care nu luăm copilul din familie. Din fericire, lucrul acesta nu se mai întâmplă aproape nicăieri ultima oară, dacă nu mă înșel. Se întâmpla acum vreo 100 și ceva de ani în Statele Unite, când imigranții erau vaccinați cu forța. Trebuie să vedem cum găsim anumite resorturi legale, astfel încât să înghiontim pe oameni să se vaccineze. Ori, se pare că e foarte eficient să facem pașii prin care oamenii își obțin o excepție de la a se vaccina, foarte dificil de obținut, prin diferite modalități, mai multe ședințe de informare, pentru că de la un punct încolo oamenii pur și simplu se plictisesc. Aș fi curioasă să știu ce crezi tu și ce crede și Emilian pe tema are statul dreptul să ne ceară să ne vaccinăm, să purtăm mască, dacă are dreptul să ne îngrădească libertățile, să ne lasă să ieșim din casă doar pe declarație. Tu cum vezi lucrurile astea din perspectiva ta, nu știu, constrângeri versus libertate? Bun, cumva poziția mea a priori, pentru că, în fine, nu mi-e rușine să recunosc asta în continuare, deși devine un termen destul de ciudat, ca libertarian, genul ăsta de întrebare, o întrebare extrem de dificilă pentru mine. Dar nu sunt neapărat de acord cu ce spuneau Mihai și Cosima, că, în fine, libertarienii sunt o forță retorică atât de relevantă în Partidul Republican, mai ales unde sunt, în fine, sunt doi, ceva de genul ăsta. E o întrebare care, deși e dificilă, hai să spunem așa, pentru mine, o persoană în care, în general, pleacă de la premisa că statul ar trebui să facă extrem de puțin spre deloc. Însă, în cazul acesta particular, nu mi se pare neapărat o problemă extrem de dificilă. Nu mi se pare ilegitim ca statul să facă asta, pentru că justificarea pentru asemenea
pentru asemenea constrângere potențială, dacă putem să vorbim despre, nu știu, obligativitatea de a purta mască, dar fiind o constrângere, ține de protejarea celorlalți. Pentru că limitele libertății noastre, și din nou, nu e ca și cum reinventăm apa, e pur și simplu filosofia clasic liberală de secol 19, sunt, sau mă rog, în fine, libertatea noastră sau gradul nostru de libertate personală se oprește atunci când acțiunile pe care noi le înfăptuim le dăunează celorlalți sau chiar potențial ar putea dăuna lor. Or, în felul acesta e la fel de legitim să trebuiască să purtăm mască în contextul în care există un consens științific privitor la eficiența măștii, în aceeași măsură în care e extrem de eficient ca statul să nu mă lase să depășesc o linie dublă continuă în curbă. Realmente nu văd nicio diferență între cele două. Ceva mai dificil de justificat în cazul vaccinării, însă și în cazul vaccinării, mă rog, chiar am scris un text și am fost la o conferință exact pe tema asta, despre cum putem justifica libertarian datoria de a ne vaccina copiii. Cheia unui argument de genul acesta e potențialul de a-i vătăma pe ceilalți. Dacă vorbim despre vătămare, e legitim în cazul în care noi oamenii colectiv nu sunt capabili să ne auto-organizăm astfel încât să împiedicăm asemenea acțiuni, ca un terț, în cazul de față statul, să impună, să prescrie asemenea tipuri de politici publice. Emilian, tu ești de acord cu Radu? Cred că statul are tot dreptul să ne restrângă libertățile, pentru că noi le investim, adică nu vine din senin să ne restrângă libertățile, și asta pentru motivul pe care l-a evidențiat Radu. Noi nu suntem într-o situație clasică de tip statul paternalist vine să-mi spună mie ce este bine. Eu, alcoolic, sunt amendat, sancționat, forțat de stat să mă las de băutură. Nu suntem în situația asta. Suntem în situația în care eu îi cer statului să restrângă libertatea celuilalt pentru că pot fi vătămat. Deci aici e vorba fix de o relație între mine și ceilalți indivizi mediată de stat, nu între mine și stat și atât. Adică statul vine și îmi spune, băi, vezi că e rău pentru tine să fumezi, nu mai fuma. E rău pentru tine să bei alcool, nu mai bei alcool. Nu suntem într-o relație de tipul ăsta pe verticală între stat și un individ care face tot felul de lucruri pentru că așa crede el că e bine. Suntem o situație pe orizontală între indivizi mediată de stat. Așa cum bine a subliniat Radu, dacă celălalt este un pericol pentru mine, eu apelez, adică îl apelez pe stat și zic, băi, vezi, ai grijă că trebuie să mediezi relația asta. Suntem în tipul ăsta de situație. Legat de vaccinare, sigur că și libertarienii au resurse să justifice o datorie morală de a-ți vaccina copiii. În schimb, nu știu cât de multe resurse are să abordeze problema bunurilor publice. Adică noi aici suntem într-o situație în care avem de-a face cu această imunizare de turmă ca un bun public. Deci nu avem bunuri individuale, ci e ceva de pe urma căruia o întreagă colectivitate beneficiază. Sigur, potențialul vătămării ne ajută să justificăm obligativitatea vaccinării, dar e mai mult decât atât. Vrem și să obținem pe termen lung această imunizare de turmă, deci vrem să producem beneficii colective. Și atunci libertarianul nu văd ce ar mai putea spune, pentru că pe el interesează doar vătămarea celuilalt, dar dacă aduci beneficii și să-i constrângi pe indivizi să contribuie la bunuri publice, probabil că e mai dificil, nu zic că e imposibil, dar e mai dificil. Deci ce e important aici este că noi trebuie să înțelegem că avem de-a face cu acțiuni colective și bunuri colective, avem de-a face cu comunități, nu cu sume de indivizi, și în acest context să știți că vaccinarea e mult mai ușor de justificat. Eu nu i-aș spune obligatorie, i-aș spune vaccinare condiționată, în măsura în care vrei să participi la
acțiuni colective și să beneficiezi de pe urma bunurilor colective, va trebui să contribui și tu sau va trebui să protejezi și tu acele bunuri colective. Și vă dau doar un exemplu. Școala. Da? Vrei să ai acces la școală? Vrei să-ți trimiți copilul la școală? Va trebui să contribui și tu la acest bun colectiv. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că avem șanse bune să și justificări să venim cu soluții de tip vaccinare condiționată de contribuția ta la bunuri publice și instituții publice. Mulțumesc mult! Pentru că mai avem doar un sfert de oră, ar trebui așa ușor-ușor să migrăm spre zona de soluții. Și înainte să răspundem la întrebări pe care le primim în continuare, aș vrea să-l întreb pe Mihai cum vede el ca jurnalist schimbările care s-ar putea face. Zilele trecute a apărut un text în Nature în care spunea că știința devine tot mai criptică, tot mai greu de citit, chiar și cercetătorii în momentul în care se uită de pe un domeniu pe alt domeniu cu care nu interacționează în mod direct, au dificultăți în a înțelege ce se întâmplă acolo. Sunt multe acronime, sunt mulți termeni care apar practic de foarte puține ori. Dacă ție ca jurnalist cu o experiență de peste 20 de ani, dacă ți s-a părut că felul în care sunt scrise lucrările s-a schimbat în ultima perioadă sau cum, ce așteptări ai tu în momentul în care citești un studiu publicat într-o revistă de specialitate? E complicat aici. Cumva felul în care sunt scrise lucrările științifice, lucrările științifice sunt scrise pentru cercetători. Am citit anul ăsta, cred că, mai multe lucrări științifice decât am citit vreodată și, da, e un limbaj absolut odios, nu pot să zic altfel. Mai mult, există o altă chestie, o altă problemă, faptul că a fost o problemă faptul că lucrările erau publicate doar în jurnale foarte importante și cumva alte lucrări nu ajungeau la public și atunci nu puteai să-ți dai seama dacă ce se publică e relevant. Și a fost această mișcare pentru deschidere care a făcut, care s-a suprapus cu pandemia și acum avem acces la o groază de lucrări care nu au fost verificate, care nu sunt peer review, care sunt practic cei trei cercetători care au scris lucrarea de la Universitatea din, nu știu să nu zic ceva că sună, dar ceva obscur. Exact. Pe care sunt citați brusc drept experți de către cineva care nu își dă seama de dacă chestia este ok sau nu. E foarte greu să-ți dai seama, de fapt. Se mai și pescuiește cumva interesul public. Adică cercetătorii știu că jurnaliștii le vor citi lucrările și uite, că să dau un exemplu foarte clar, Viața pe Venus. A fost acum o săptămână sau așa. Ei, în lucrarea aia este, efectiv, sunt date citatele alea pe care să le iei așa cu copy-paste, să le pui în Există Viața pe Venus, știi? Nu există, adică nu știm dacă există. Poate că există așa o mică dovadă că ar putea să existe, știi? Ei au nevoie, cercetătorii au nevoie de finanțări, vor pescui interesul jurnaliștilor, jurnaliștii au nevoie de știri, vor pescui știri, vor pescui lucrările științifice, iar lucrările științifice sunt atât de alambicat scrise încât efectiv poți să înțelegi orice din ele, știi? Adică am văzut lucrări științifice foarte clare în care spuneau că, apropo de discuția care se punea mai devreme, dacă virusul este artificial sau natural, și spuneau că, uite, toate dovezile pe care le avem acum ne îndreaptă înspre faptul că e natural, dar exista acolo o propoziție pe care, scoasă din context, putea să spune exact invers. Și evident că a fost scoasă din context și cineva a zis, nu, e artificial, uite ce spun cercetătorii ăsta în același studiu, știi, care din 200 de pagini avea o frază dubioasă, să zicem, sau scrisă prost. Nu mai zic de comunicarea asta legată de mască, știi, de la început, când tot așa, hei, uite, studiile nu ne arată că masca este eficientă în
pentru că nu sunt studii făcute, nu știu, dublu orb și cu placebo și randomizat. Nu, cum să faci placebo la mască? Cum să randomizezi la mască? Îi pui mască la, pe față, va ști că are mască pe față. Nu ai... faci o mască care nu funcționează? Care ar fi sistemul științific prin care ai putea face această cercetare, știi? Deci, da, e greu. E foarte greu să navighezi prin lucrările științifice și probabil că Sorina sau Cosima știu și mai bine că ele chiar citesc asta în interes de serviciu. Nu că noi n-am face-o, dar să zicem că noi mai sărim de la una la alta. Știi? Cosima, dacă vrei să adăugi ceva. Cum citește Mihai articole de biologie, așa le citesc și eu, că nu pricep nimic. Pentru că asta e treaba cu știința, nu, e pe discipline cum ar veni. Acum aș spune două lucruri. Într-un fel nici eu și nici Mihai nu trebuie să le înțelegem, nu? Adică ar fi ciudat să le înțelegem. Există interfețe, acum din păcate Mihai e interfața, adică cumva jurnalismul de știință trebuie să rezolve cumva problema, nu știu exact ce vrei și faceți. Nu e de așteptat ca noi, ca eu să citesc articole de medicină. Sunt, Science face agregatoare, New York Times face agregatoare și traduceri. Deci cumva aici e, și sigur Mihai face, slavă cerului, agregatoare și popularizări. Și eu, dacă vreau să înțeleg ce se întâmplă, mă uit la ce scrie Mihai, nu mă uit pe Google Scholar la coronavirus, că nu am făcut nimic. Deci, de asta zic, nu aș deplânge neapărat că nu putem citi lucrări științifice medicale. Dacă aș fi Mihai și, sau Andrada, jurnalist de știință, asta e o problemă. Întrebarea e cum ajungem să avem o infrastructură de popularizare, de mediere a acestor articole către publicul mai larg. Dacă aș putea să adaug, mie, ca jurnalist, mi s-a părut puțin problematic în perioada asta faptul că toți jurnaliștii au fost brusc jurnaliști de știință și cei care până acum scriau, nu știu, pe domeniul economic, pe lifestyle, pe orice, brusc s-au trezit puși în fața unor provocări pentru care poate nu aveau nici suficientă pregătire, dar cumva li s-a cerut să facă asta tot pe o lipsă de resurse și pe o slabă finanțare a presei, care cumva e parte din discuție. M-aș duce repede la Sorina, avem o întrebare. Savanții au dovedit că niciun vaccin nu este eficient la acest virus. Aș vrea să te întreb care sunt gândurile tale referitoare la un viitor vaccin și de ce nu avem încă unul, așa cum ne întreabă telespectatorul nostru. Scuze, așa. Nu avem încă un vaccin pentru că întregul proces de creare a unui medicament și implicit a vaccinurilor este unul foarte laborios și se face pe așa numitele studii clinice. Asta înseamnă că cercetătorii, de fapt, muncesc în mai multe etape să se asigure că, în primul rând, vaccinul funcționează, că este sigur, de fapt, în primul rând, că este sigur, că poate funcționa, și apoi testează eficacitatea lui. Iar asta este un proces foarte lung. Cred că ce vrea să spună domnul este că încă nu avem un vaccin oficial care să funcționeze, dar sunt destul de multe în studii clinice acum. Și probabil vom avea mai repede decât orice alt vaccin care s-a creat până acum, vom avea unul pe piață care probabil că va funcționa. Adică sunt niște rezultate încurajatoare pe alocuri. Pentru că mai avem foarte puțin timp, aș vrea să vă întreb pe toți un lucru, să zicem că trecem de pandemia asta și totul revine la un oarecare normal, cam cu ce lecții rămânem din pandemia asta pe care am putea să le aplicăm data viitoare? Cine ar vrea să înceapă? Scurt, în 30 de secunde. Să purtăm măști și pentru o gripă comună, cred. Da. Să alocăm mai multe resurse sistemului medical, mi se pare foarte important. Să stabilim relații mai strânse cu pacienții și cu cei tineri și cu cei vârstnici, o comunicare mai eficientă,
în care pacientul să fie mai degrabă partener, pentru că am observat că atunci când discuți cu el și explici pas cu pas, apropo de, cred că de ce zicea Radu, impunere versus a avea o discuție, a-l implica în procesul decizional, face de fapt o diferență importantă și cel puțin oamenii tineri am observat că așteaptă o discuție cu argumente pro și contra, în care trebuie neapărat să fie, să fie prezentate și argumentele contra, spre deosebire de pacienții mai trecuți prin viață, care preferă să audă direct concluzia. Și asta cumva cred că a fost una dintre cele mai importante lecții pentru mine și a fost așa o confirmare a anilor în care am lucrat în spital. Bunierilor pe care le-am tot avut. Mihai? Eu cred că odată cumva pandemia o să treacă, evident, dar virusul nu va dispărea, adică ne-am procopsit cu o nouă boală și va trebui să învățăm să trăim cu ea. Și, cum spunea și Cosima, cred că am normalizat măștile, dincolo de fără botniță și toate discuțiile astea, da, lumea, adică vom deveni și noi ca asiatici, vom învăța să ne punem mască atunci când suntem îmbrăciți. Acum 2 ani de zile era o problemă ca oamenii care mergeau cu metrou să strănute, nu știu, în batistă și nu în fața ta. Cred că lucrul ăsta nu se va mai întâmpla de acum, adică va fi absolut normal ca oricine e răcit sau are o gripă sau COVID, Doamne ferește, o să poartă mască. Emilian, Radu? Eu vreau să transmit că e important să avem răbdare cu românii. Nu pot să... E un pericol foarte complex ceea ce se întâmplă cu această pandemie. Ai nevoie de coordonare socială foarte mare. Așa ceva e greu de făcut din prima. În al doilea rând, la un moment dat, să tragem linie și să vedem ce putem învăța din experiența asta, așa cum am reușit noi să o facem. Pentru că dacă nu facem asta, a doua oară ne trezim la fel. Adică în primă instanță avem nevoie de înțelegere cu românii și răbdare, dar elitele noastre politice au nevoie să tragă lecțiile necesare și să le aplice. Da? Ca o continuare la ce spunea Emilian, sper că, în fine, elitele politice din orice partid ar fi ele, au învățat o lecție esențială, și anume că trebuie să fie foarte transparent atunci când vine vorba de procesul decizional, mai ales când vine vorba despre măsuri care restrâng într-un mod radical libertatea noastră. Că trebuie să comunice mult mai atent, da? Și că trebuie să depună foarte mult efort în a găsi justificările pentru măsuri. Că nu e bine să scoți tancul pe stradă, în principiu, în general, așa, în timp de pace, nu e ok să scoți tancul pe stradă. Și, nu știu, să ne bucurăm că nu suntem în unele părți din India, totuși, oricât de ciudat ne gândim noi la noi românii, unde există zone rurale în India, unde oamenii, deși au toalete acasă, există această problemă endemică, se numește open defecation. Și oamenii au încercat îndelung, de-a lungul timpului, să schimbe normele sociale, astfel încât oamenii să folosească toalete. Ziți-vă că este locuri în lumea asta unde e mult mai rău. Deci, cumva, să fim totuși cât de cât optimiști. Se poate și mai rău, da? O lecție că se poate și mai rău. Și pe această notă, cum zic americanii, vă mulțumim și noi pentru discuție. Sperăm că a fost interesant și că au fost lucruri de învățat, cel puțin pentru mine au fost. Mulțumesc încă o dată, Toma, pentru organizare și dacă vrei să mai adaugi ceva, you have the bridge. Eu vă mulțumesc pentru participare și pentru sprijinul pe care l-ați acordat festivalului, repet, și la edițiile precedente, pentru că cu o bună parte dintre voi am avut ocazia să colaborăm la edițiile anterioare și vreau să vă invit pe toți în jumătate de oră la următorul eveniment, la întâlnirea cu astronomul Mirel Berland de la Observatorul din Paris.
întâlnire unde, bineînțeles că vom discuta despre astronomie, dar mai mult decât atât vom discuta despre cum astronomia ne influențează viețile. Pentru că, până la urmă, ea este una dintre cele mai vechi științe. De ce? Pentru că agricultura, iată, depinde de astronomie, navigația pe ocean, navigația chiar și pe întinsele teritorii ale continentelor depinde de cunoașterea foarte precisă a poziției planetelor, a poziției stelelor. Și există foarte multe legături între viața noastră de zi cu zi și astronomie, legături pe care nu le percepem uzual, dar pe care sperăm că în urma întâlnirii cu Mirel să le conștientizăm mai puternic. Vă mulțumesc încă o dată și la revedere! La revedere!